după o perioadă de 5 meciuri, am reușit să ajungem pe primul loc. Sigur, poate o poziție provizorie, dar este un lucru extraordinar. În cununarea muncii noastre de 5 meciuri, a faptului că jucătorii au înțeles ceea ce, mesajul care am transmis, pentru că eu am mai făcut chestii de-astea cu niște recorduri. Pe la Astra, când am fost în primul mandat, am avut 11 meciuri neînvinși. La Sportul, în 2006, am preluat echipa după locul 10 și în 11 etape eram pe primul loc, după un 5-4 cu Dinamo. Și le-am spus, trebuie să credeți că noi putem să ajungem pe primul loc. Asta să fie targetul nostru și de aici. Cu pregătire extraordinară, sigur, cu ajutorul colegilor mei, staful tehnic, în special Excel, preparatorul care și antrenorul secund în același timp, care mi-a adus echipa într-o postură fizică care să-mi permită mie să grevez o strategie de joc viabilă, și anume cu o tranziție extraordinară. Adică asta a mers după intercepția mingii, în orice zonă atac. Oricine ar fi fundaș să plece pe atac, să folosim zonele libere care ne rămân, și așa s-a întâmplat că am reușit să avem succes. Astăzi am suferit în prima repriză pentru că a fost tracul venirii la noua noastră casă, la Giurgiu, nou teren, inaugurarea noului teren, posibilitatea ca după mine să fim pe locul întâi, i-a marcat și am jucat prudent. Am avut numai două ocazii pe care le-am ratat. La pauză am cravașat puțin, am pus lucrurile la punct și am zis, trebuie să facem ce știm noi, să jucăm pe jos, în devieri, în viteză, pe culoare, pentru că avem patru jucători foarte înalți în apărare, care știți foarte bine, am făcut și la antrenament treaba asta, de ce ați uitat, de ce faceți altceva. Și-au dat drumul la joc și cu niște execuții de excepție, cum a fost al lui Budescu. E normal, într-un joc și într-o echipă, atunci când vrei să accesi sus, trebuie să ai și execuții speciale. Cum a început jocul, nu cred că ar fi prevestit acest deznodământ. Este greu când vii după a treia înfrângere consecutivă și din nou în 10 minute s-a năruit tot. La Brașov în 5 minute sunt căderi pe care încercăm să le explicăm. Au apărut însă astăzi, chiar dacă scorul este 4-0, îmbucurător că a apărut Eric în echipă și cu el în echipă a dus la un potențial mai mare fizic decât este acum, forța noastră va crește. Și încet, încet poate să apară și Bauap, să-și revină și el la o formă mai bună și atunci să ne exprimăm mai bine pe faza ofensivă. Faza defensivă am făcut schimbări, se pare că tot n-au fost de bun augur, pentru că din nou n-am mai primit goluri în centrare de pe partea stângă și luare cu capul pe bara a doua, însă am primit două goluri, angajări frontale, ceea ce în prima repriză am reușit să stăm destul de bine în teren, să nu lăsăm acel spațiu unde știm foarte bine, amândoi atacanții astrei sunt jucători de viteză care speculează foarte, foarte bine acel spațiu. Cât timp am fost disciplinat și am reușit să închidem zona centrală, a fost bine, dar știți că după ce ai primit și al doilea gol, lucrurile s-au complicat și am cedat psihic, cred. Primind și al treilea gol, pentru că al patrulea a fost un cam curtea școală.